În contextul celebrării centenarului Marii Uniri, deputatul sucevean Bogdan Gheorghiu a arătat că fălticenenii și-au adus contribuția la istoria țării, nu doar în plan cultural, după cum bine se știe, dar și în plan militar, în tumultosul an 1918. Parlamentarul a relatat într-un comunicat de presă o serie de fapte și întâmplări istorice, care, în opinia lui, trebuie să rămână vii în memoria noastră, fiind un reper și pentru generațiile viitoare. Potrivit deputatului Bogdan Gheorghiu, locotenentul aviator Vasile Niculescu a efectuat în data de 23 noiembrie 1918 un zbor de o însemnătate uriașă pentru România. Însoțit de capitanul Victor Precup, s-a deplasat pe calea aerului în condiții foarte grele cu un avion fragil de la Bacău până la Blaj. Misiunea ce li se încredințase era să transporte documente necesare pentru convocarea Marii Adunări Naționale la Alba Iulia. Vasile Niculescu s-a născut la 21 noiembrie 1891 la Fălticeni. Dorea să zboare încă din adolescență. Deși a studiat la seminarul teologic pe care l-a și absolvit cu succes, cel care trebuia să devină preot s-a angajat în armată, urmând școala de pilotaj. După faptele de arme și misiunile realizate pe durata Primului Război Mondial, Vasile Niculescu a mai lucrat în oastea țării până în 1937, când a fost trecut în rezervă la cerere cu gradul de capitan. A mai trăit mulți ani până în aprilie 1981. A precizat Bogdan Gheorghiu, care a ținut să puncteze și despre istoricul militar Ilienuțu, care a evidențiat rolul pe care l-a avut regimentul 16 Dorobanți, care avea garnizoana la Fălticeni la formarea României Mari. În anul 1913, regimentul 16 Dorobanți a participat la cel de-al doilea război balcanic, iar în timpul Primului Război Mondial a fost prezent în campaniile din 1916 și 1917 până la cucerirea Budapestei în anul 1919. Regimentul 16 a fost format în mare parte din soldați din zonele limitrofe ale Fălticeniului, acționând în prima parte a războiului în partea Transilvaniei, eliberând orașele Miercurea Ciuc și Cluj. Apoi a fost trimis în partea de sud a țării, după care s-a retras spre nord, aproape de casă. Regimentul 16 a luptat și împotriva ungurilor, trecând Tisa și ajungând la Budapesta, unde au defilat triumfător. Fălticinenii aveau obiceiul să sărbătorească și de Ziua Națională de 1 decembrie, dar și pe data de 27 ianuarie, în memoria Marii Bătălii de la Spătărești, unde, în urma rezistenței regimentului, armata rusă a fost oprită să jefuiască orașul Fălticeni și toată Bucovina în drumul ei spre Rusia. Ostașii români au reușit la Spătărești să dezorganizeze armata rusă, aceasta fiind nevoită să se retragă. Parlamentarul sucevean Bogdan Gheorghiu, care consideră că aceste fapte și întâmplări istorice trebuie să rămână vii în memoria noastră, fiind un reper și pentru generațiile viitoare.